Bună! Am ajuns. Doamne, cât ești de obosit. Te așteptam. Păi de ce? Păi cum? De ce? Avem de discutant. Băi, am avut o zi foarte, foarte proastă, sunt foarte obosit, n-am niciun chef să discut de mica. Nu putem să discutăm altădată. Bine, păi dacă nu vrei discuții, iau eu singură decizie și după aia protestez. Bine, ce s-a întâmplat? Am nevoie de la tine de mai mulți bani. Cum ar veni mai multe taxe? Dar deja îți dau o grămadă de bani, abia dacă mă descurc să trăiesc cu banii care mai rămân. Îmi pare rău, dar asta e? Păi cum adică îmi pare rău și gata? Pe mine nu mă întreabă nimeni? Tocmai te-am întrebat. Păi nu m-ai întrebat, mi-ai zis, trebuie să-mi dai bani. Exact, eu îți cer bani, tu îmi dai. Dar banii mei munciți din greu, nu decid și eu ce se întâmplă cu banii ăia? Sunt banii casei, nu ai tăi, iar eu trebuie să-i administrez. Înțelegi? Iar tu trebuie să îmi dai bani, indiferent că, nu știu, îți aduci un beneficiu sau nu. De asta se numește stat. Că dacă vrei să stai, plătești. De ce ai nevoie de mai mulți bani acum? Vezi tu, am o grămadă de rude ce trebuiesc întreținute din aparatul bugetar. Tu crezi că mătușile alea care joacă solitaire și Angry Birds toată ziua o fac moca? Plus o mulțime de veri care nu muncesc, aia nu trebuie să întreținuți? Ca să nu mai zic de unchii aia la costum, care au pensii speciale. Aia sunt special, nu trebuie să întreținuți? Adică eu trebuie să plătesc mătușile și unchii tăi? Asta e tradiția. Cei care au condus casa înainte o să primească pensii speciale toată viața. Indiferent dacă au condus-o prost? Mai ales dacă au condus prost. Ai mai cerut toată la începutul anului bani și tot așa fără să mă întreb. Bam, bam, pineveu. Dar mai trebuie protocoale, cheltuieli, etc. Păi, e incredibil, pe mine nu mă întreabă nimeni niciodată nimic, nimeni chiar nu ține cont deloc. Ba da, cum să nu ținem cont? Când doar 4 ani? Exact. Nici măcar atunci nu s-a ținut cont, că eu am vrut albastru în casă, tu ai vrut roșu și tocmai ai vrut tu, am făcut. Ce ai ales tu, roșu cu galben, cele mai tâmpite culori. Asta e, se mai întâmplă. Bă, știi ce? Mie nu-mi convine relația asta, că eu muncesc, eu duc greu tot și pentru ce? Că eu n-am niciun beneficiu. Oh, dar ce mai vrei și beneficii? Nu e suficient că existi? Tu gândește că mai sunt alte case unde n-au ce munci. Aia ce fac? Și nu se plâng ca tine. Revino-ți. Tu să fii fericit că nu chemăm minerii să te bată, cum au făcut-o alți unchi. Doamne, ce prostie. Iubi, și înainte de asta vreau să zic că mai am nevoie de ceva. Vreau, am nevoie de o mărire. Mărire de ce? De salariu. Toate prietenele mele au avut mărire de salariu, eu singura proastă care nu am. E incredibil. Cum te f***a tu, nu te f***e nimeni. Ia uite ce scandal aici cu gheboasă. Doamne, ce versuri nasoale are, nu-mi vine să cred. Da, cred că o să fiu mai interesat de subiectul ăsta decât de subiectul ăla cu taxile, pentru că, să fim serioși, e mult mai important.